Alta și n-am apucat să fac nimic pentru că la ora 6 dimineața numai de vlog, sincer, nu ți-ar de când vrei să-ți faci părul în așa fel încât să-ți stea toate zilele ca să nu te mai cari cu chestii de păr. Aici lângă mine este nimeni alta decât prăjiturela. Trebuie să-mi spui cum trebuie să-ți spun, prăjiturela sau Mihaela, cum preferi? Prăji good, good. Prăji sau Mihaela? Am zis... Maria a zis că a înțeles altceva, că sunt cu prăjitura în cu prăjitura, prăjiturică. Da. Așa grozav, acum că am lămurit o treabă. Suntem venite în Berlin pentru About You Fashion Week, Fashion Show, Fashion Something. Noi cele mai fashioniste de aici din această încăpere. Eu, mai ales eu. Așa, abia ce ne-am cazat, foarte drăguță camera, o să fac un tur imediat, foarte, foarte, foarte frumos. Și strada pe care este acest hotel este foarte frumoasă și plină de localuri. Te duci la fete? Face și ea un nou. Denisa înregistrează acolo un vlog. Hello! Ea este colega mea de cameră în această săptămână și o să vă fac... Denisa, te-am întrerupt? Nu m-ai întrerupt! Nu, ea face vlog pentru YouTube, da. Să o urmăriți pe Denisa pe YouTube, vă las aici un link de subscribe spre canalul ce ei. Drăguță! Așa, ce ziceam, da, abia ce ne-am cazat, foarte drăguț aici, o să vă las în descriere hotelul, un pic cam pricey dacă mă întrebați pe mine, dar am zis să ne răsfățăm dacă tot venim împreună. Și acum, sincer, eu aș vrea să mă odihnesc un pic picioarele, pentru că am fost o tură pe munte cu Eugen, am făcut 14 km pe munte, dacă puteți să înțelegeți, de mers, efectiv, urcați cu și am o tonă de bătături. Motiv pentru care nu pot să merg în aproape nimic încălțată, pentru că mă dor toate. Dar acum după ce... și asta mai vreau să mai fac, să-mi desfac hainele, mai ales alea care trebuie călcate și să verificăm dacă am, vă rog, fier de călcat. Și nu știu, trebuie să mergem să mâncăm astăzi și nu avem niciun program, ceea ce este absolut super. Să n-ai program, este life. Baia asta este absolut imensă. Imensă. Eu cred că sunt dormitoare în București atât de mari. Mici, nu știu cum să zic. Foarte mare. Bună! Foarte drăguț. Am părăsit camera de hotel ca să venim la masă și porția asta mi-am luat-o împreună cu prăjii, dar bineînțeles că și aceste super vitețe la masă, dacă își doresc, pot să ia. Uitați cu cine suntem aici. Suntem cu Alexandra și cu Adela și o să vă las link-urile lor în descriere să le urmăriți. E bun, zici? Trage de puiul. Da? Și sosul cum este? Bun. Sosul e foarte mult. Nu trebuia să fie mai gros? Ai zice asta, nu-i așa? Mai așteptăm și un ramen aici pe masă de vreo jumătate de oră, dar sunt sigură că o să vină curând, nu-i așa? A venit și supița, care arată cam așa. E mult mai colorată în real life, oare de ce sunt așa șterțe culorile, dar nu e nimic, o să le edităm. Ai gustat din ea? Cum e? Foarte bună. Foarte bună? Ia să vedem dacă este foarte bună, adică sunt sigură. Dar e foarte frumoasă și lingura asta. Foarte drăguță. Se pare că Alexandra nu este prea încântată de această salată. Da, dar de curi îți place? Da? Măcar nu mor de foame. Fetele s-au oprit să-și ia ceva dulce, însă, deși îmi place și mie foarte tare coca, mai puțină. Ce-a zis Alexandra, îi place coca. Ah, not that kind of coca. Da, este un practic un local pe bază de carbohidrați. Cred că vă dați seama unde am ajuns, suntem la Memorial. Este un memorial al zidului Berlinului, pe care eu sincer nu l-am văzut niciodată. E prima mea dată când vin în Berlin și mi se pare absolut impresionant. Adică pentru mine este impresionantă treaba asta. Sincer, mi-aduc aminte că una dintre cele mai faine
chestiile care mi-au plăcut foarte mult în școala, în liceu, au fost chestiile legate de război și nemți și așa mai departe, și sunt sigură că știți deja asta dacă mă urmăriți de ceva vreme. Iar poveștile legate de zidul Berlinului mi le amintesc foarte, foarte clar de la profesorul meu, care a fost un profesor extraordinar și încă este, pentru că e un tip foarte tânăr și foarte deschis la minte. Și mi-aduc aminte că a vrut chiar să ne și ducă în diverse locuri din Germania să vedem, să la 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 la, dar mă rog, altă poveste, pentru altă dată nu s-a putut, n-am făcut niciuna dintre excursiile planificate. Însă chiar îmi doream foarte mult să ajung aici și acum, stând în dreptul zidului, încerc să mă gândesc sincer cum ar fi fost să fi trăit în vremea aia și să ai o parte din familie de o parte a zidului și cealaltă familie de partea cealaltă a zidului. Pe mine cel puțin mă impresionează. Am prieteni care l-au văzut și care au fost dezamăgiți de el și nu s-au simțit impresionați de el, însă pe mine mă impresionează. Mi se pare, dacă n-aș fi știut că treaba asta chiar a existat în real life, aș fi zis că este o distopie. Impresiv. Și acum cred că luăm un Uber sau Bolt și mergem chiar la locație, la da. Zid. Și prăjiturile alea vreau păs. Da. Hai, nu stați! Și așa ies story-urile. Mai vreți o dată? Ah, ok, bine. Scuze. Așa este un story de chips, da? Ieri n-am mai apucat să mai termin vlogul, dar mă rog, să termin ziua de ieri de vlog, de fapt. Asta este a doua zi în Berlin și ne-am făcut toate drăguțele și frumușele și am luat la pas piciorul. Uite, uite, aici se este Dean & David, scrie pe astea. Nu e asta? Și am venit la Dean & David, care este un loc pe lângă Potsdamer Platz, să mâncăm micul dejun. Sperăm să fie bun, pentru că ieri cred că am cam dat fail cu mâncarea. Yes. O să vă arăt și cum am îmbrăcat, că mi se pare că mi-am putut puțin despre drăguța. Și așa arată acest bol de mâncare. Arată super bine și, sincer, nu-mi dau seama dacă ăștia sunt morcov sau este cartof dulce, dar arată foarte fain și de-abia aștept să gust. Asta este un falafel și este un bol veghi all in all. Și Alexandra, care uitați-vă la cât de frumoasă este bluza asta, îți vine absolut superb. Eu mi-a vrut o combinație. Asta voiam să întreb. Aha. Ce mi-a mai plăcut mie? Ce ai tu aici? Cred că e mai crunchy, nu? Da, și mi-a mai pus brânză și avocado și ceapă crocantă. Ah, ceapa crocantă părea, da. Arată fain al tău. Și prăjiturile, așa, am mai adus aici cafeaua și sarea și piperul, că na, la orice masă ai nevoie de sare și piper. Și aici mai sunt încă două boluri super faine. Brunch with a view. A fost delicious, can you tell? Și fetele se pare că se declară la fel de mulțumite. Super bun. Dean & David, dacă vreți, este în zona Potsdamer Platz. Foarte bun. Să vedem acum ce facem mai departe. M-a adus Adriana într-un magazin plin de chestii Nivea. Nu știu sigur, nu vreau să zic o prostiuță, s-ar putea să fie chiar... Bye bye dry skin mască. S-ar putea să fie chiar un soi de muzeu Nivea, o chestie din asta.
dar am găsit aici tot felul de lucruri despre care, spre rușinea mea, nu știu, nu știam că există. Am găsit aici toate sortimentele lor de geluri de duș care arată absolut genius. I mean, look at them. Just look at them. Arată delicios. Asta ce este? Scrie în germană. Nu voi înțelege niciodată. Dar probabil că ceva de umplut, un refiller, ceva. Ce mai avem pe aici? Celebra lor cremă. Ce tari sunt și astea. Ambalajele. Bună ziua! Bună ziua! Ah, ce corner drăguț! Păi așa, hai, posing, altceva, vai, ce frumos, superb! Altcineva, la rând! Foarte drăguț arată aici, ia uite-le, așa, domne, așa, foarte bine! Foarte tare arată! Nu ți-a făcut nicio poză, filmezi? Da, gata! Și aici sunt alte accesorii și arată super toată zona asta de produse solare, imensă. Și aici accesorii Nivea Fan, cred. Și ai, nu știu, pilă. Pila asta cred că este genius. Ia, uite-te la ea. Aș vrea o pilă, dar nu cred că mă lasă să trec în avion cu ea din aeroport. O oglindă. Îmi place. Și aici sunt câteva seturi. Nu pot să cred că am vizitat muzeul Nivea sau, mă rog, magazin Nivea, nu știu dacă este chiar un muzeu. Poate m-au păcălit fetele și poate nu este muzeu, I don't know. Dar a arătat bine, mi-a plăcut. Știți că au și pensule? Ia să vă arăt. Ce eu las, am rămas un pic așocată. Pensulă de concealer și fond de ten și o pensulă care cred că s-ar potrivi foarte bine cu fondurile de ten cremoase. Și acum off we go. Am venit la muzeul spionajului, cred că v-ați dat seama din videoul de mai devreme. Și acum așteptăm să intre toată lumea înăuntru, că nu pot intra în afară. Și să pornim spre 1, acolo pe scări, uite, acum scrie altceva, dar uite, era un 1. Probabil că de acolo începe turul. Arată foarte bine pe aici. Maria ne arată o lecție aici de spionaj, ca la carte. Care este mesajul? E o bulbă. Trebuie să înfășori corect această curea ca să îți dea un mesaj, dar nu ne dă numai A. Și da, oare mesajul ăsta crezi că e în germană? Că dacă e în germană, oricum nu avem nicio șansă să-l înțelegem. Nu-i mai... uite, ăsta este. A-R A-S-E. Ce, asta e o adresă? Is this a date? Ia să vedem, Adriana, tu ce lecție ne dai? Trebuie să decodez un ceva... Wow. Și oare asta înseamnă că trebuie să știi codul? A trebuie să fie la... Deci A inertiv. A, mișto! What? A... E devine complicat, o să stai aici bun. 10 ore. Apoi trebuie să luăm... Outside disc. Dacă îl căutăm pe net, oare nu găsim direct mesajul lui Iulius Cezar? Ok, nu ne-am descurcat nici aici. Altceva. Ia, domne, voi ce aveți? Ce trebuie să faceți? Nu trebuie să faceți nimic. Citim în oglindă. A descoperit misterul. Uite, filmează în oglindă, să vezi. Ia uite, măi. Azi, citește spune. Și asta, ultima, aici ce trebuie să fie? Dumnezeu cu mila, aici nici mai ai indicații. Cred că este level 4 ăsta. Cred că asta este... Ah, ok. I have a pretty secure password. Ah, 61 million years.
Ia să scriu și eu pe a mea. Aici îți scrii parola pe care o folosești tu la whatever o folosești, îți spune cât timp o să ia cuiva să crack it. Momentan în 133 de ani. Nu, dar stai că nu găsesc simbolul. Nu filmăm ce scrie Maria, dar în 63 de milioane de ani, iată, cu acest simbol va fi ușor de găsit. De asta trebuie să ai litere mari, litere mici. Mișto, da, ia să vedem. Oh, shit. Asta nu e ok, dar ăsta e mare. 6 zile. E bine, va rezista 6 zile. 6 zile la un computer. Da. Performant, o să ia 6 ore. Sincer, sunt nevoia de un tur ghidat, pentru că nu știu multe dintre chestiile astea ce înseamnă. Într-adevăr, sunt pe aici niște chestii scrise. Și o să încerc să citesc cât de mult din ele, dar sunt sigură că nu o să surprind clar esența acestui muzeu. Ai voi tot. Foarte mișto chestia asta cu, acum nu se mai vede, dar acum, înăuntru este un sutien care avea spy camera și a fost folosită pe sub rochii foarte scurte, foarte subțiri, scuze, și are acolo, vedeți, un declanșator și practic făcea poză la ce trebuia să fie făcută o poză. Ia uite, și arată ceea ce grozav. Și mai sunt aici obiecte de îmbrăcăminte care mai aveau tot felul. Știu că în pantofi, de exemplu, se puneau din astea microfoane. Aparent oamenii ăștia zici că erau vlogger sau ceva, foloseau camere în toate chestiile astea. Este un lipici ceva. The Soviet miniature camera known as weird and hidden in a glue stick. Asta era o cameră, mai arăta încă o chestie pe aici care era o cameră. Imediat o să vă arăt asta, petrol can, asta la fel avea o cameră în ea care verifica stațiile de petrol. Mai acolo, uite, o chestie foarte interesantă, era o carte, dar cred că avea ceva dispozitiv să mai asculte o chestie. Nu cumva e pe aici, uite-o, un atlas cu o cameră instalată în el, lens bag, care, de fapt, era o cameră foto care mai presum de back together de fotografuri taken through a hollow river. Deci numai cu camere, cu camere și cu sisteme din astea de ascultat țigările astea, ia să vedem ce erau și cu ele. Nu? Nu mai găsesc țigările pe aici, dar oricum totul este, uite, sticul care are o cameră în el, totul este o cameră pentru oamenii ăștia. Ce se întâmplă aici astăzi la minciuni? Da. Ai născut în 90? Nu. Ne dăm pe partea asta ca să vedem mai bine. Ai mințit vreodată în legătură cu vârsta ta? Nu. Naia, hai. Să te vedem acum. Da, nu știu ce l-a făcut, e adevărat? Te-ai bătut asta, da. Am înțeles? Ai zis adevărul, ai furat, da? Asta este, era antidotul pe care puteai să-l folosești în cazul în care te otrăveai cu gaz. Și astea sunt tot felul de devices care conțineau gaz. De exemplu, acest baston se desparte în două, că se și văd munchile, și sprayează cu gaz. Ăsta avea gaze toxice. Așa mai departe. Deci oamenii cu camere și cu gaz. Ce să zic? Nu merge. Hai că mă duc eu. Filmează-mă. Serios? Ce tare! Avem încredere. Da, nu nimic. Haide! Apăsați niște stare. Mai greu. Nu pune. Hai, Bianca. Dai gur. Hai, da. Wow, hai că te descurci grozav. Hai. Hai cineva. Am încercat să vă, sau mă rog, încerc să arăt aceste ținute. Nu știu exact cât îmi iese, o să încerc să mai mult din chestii de pe aici. Dar această ținută, cred că ați văzut-o dacă mă urmăriți pe Instagram, acolo. Este un costum, știi că acest costum este făcut în colaborare cu Laura Ciocanu? Nu știu că ți-am mai zis, ăsta este. A, nu știu, și fusta? Da. Ce mișto. Și fusta.
Hai! Tu mai din România! Nu e așa? Sunt cu Prăjie aici care își face ținta. Este absolut superbă și îmi place foarte mult poșeta ta care e așa ca o semnătură. Păi, ca să se știe, na? Deși știu că tu, cred că ai avut un interviu undeva sau un podcast în care ai zis că tu, de fapt, ți-ai dat prăjitură, dar tu, de fapt, ai pornit cu chestii sărate. Da, sărate. Mie îmi place să fac mâncare, da, nu prăjitură. Mâncare, domne! Asta este cu noi, ne pregătim să mergem la evenimentul din această seară și după aia nu știu exact ce vom face, dar o să vă iau cu noi și o să vă arătăm acolo ce și cum. Mi-am luat și băuturica, am intrat, am făcut testul, mi-am luat alcool și m-am întâlnit aici cu aceste fete superbe. Superbe, pe această fată superbă ați mai văzut-o, dar pe aceasta ați mai văzut-o. Măi, dar ce ochi mari ai și frumoși! Bunicuță!
gata, seara să mai povestim absolut nimic legat de ce s-a întâmplat acolo la show. Sper că ați văzut materialele de mai devreme și că v-au plăcut. Eu, una sincer, am fost super, 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 super încântată și poate și pentru că nu ne-am dus așa cu mari așteptări acolo, poate. Ce zici? Te-ai dus cu așteptări anume? Uite, aici a fost super, super fain. Da, nu m-am dus pentru că văzusem două show-uri înainte care nu m-au impresionat. Și aveai așteptat de oricum, da, ai zis, da, da. Foarte mișto. Foarte. Și eu am și intrat, când ai dormit eu am intrat până și m-am uitat să văd dacă au apărut din piese. Și? Au apărut două, trei puține. Am și eu pe listă câteva. Și eu am, dar fusta aia neagră cu crăpătură. Eu am niște pulovere ale oversize și cred că am o haină care seamănă cu aia. Da, pe care am deja, tare. Da. Eu voiam fusta aia lungă cu crăpătură și am intrat și ce zice, este out of stock, mai puțin măsura 36 pe care o să iau să modific pe mine. Ce tare! What? She's a lucky one. Da. Fine. Deci foarte mișto show-ul, ne-a plăcut foarte, foarte tare și ne-a depășit așteptările. Eu am fost încărcată toată seara cu energie faină de la show-ul ăsta, nu știu. Foarte, foarte mișto. O să încerc, de fapt nu o să încerc, dacă ați ajuns până în punctul ăsta, sunt sigură că ați văzut și materialele video, am filmat și cu telefonul și cu camera și m-am și uitat în același timp. Nu voiam să ratez absolut nimic și o să încerc să pun, am încercat, am și pus, înseamnă, până în punctul ăsta unde ați văzut voi vlogul, și materialele din telefon, că sunt foarte faine și sunt gen mai de aproape, vezi modelul mai de aproape. Dar da, foarte, foarte tare. Iar acum este miercuri. Mai avem astăzi un show la Tom Taylor și o să filmăm și de acolo, să vedem exact ce și cum. Ne-am îmbrăcat, nu ne-am machiat pentru că ne vom machia în vreo 3 ore probabil, când o să plecăm spre show și sau 4. Și acum vrem să coborăm să și mâncăm micul dejun și să ne întâlnim cu o fată cu care oricum colaboram pe About You și într-un final ne și întâlnim, ceea ce e foarte grozav când, când chiar ieși la un suc, la ceva de băut, de mâncat, la cu oamenii cu care colaborezi, pentru că se face o relație acolo, e ceva, știi cu cine, știi cine este în spatele mail-ului. Și acum nu mai stau la Baliverne, pentru că trebuie să plecăm. Arată super bine mâncarea asta, abia aștept să o gust. E foarte frumoasă, așa, și aesthetically pleasant. Exact, până și ceapa. Da, până și ceapa, look at this. Machiajul de astăzi, de zi, ne pregătim să mergem la show, imediat vă arăt și outfit-ul. Dar vreau să vă arăt machiajul, îmi place foarte mult. Este un machiaj de zi pe care vreau să îl pot face și eu. Am rugat-o pe Denisa să mă învețe. Dacă ne urmăriți pe Denisa, vă las aici contul ei, să urmăriți pentru că are niște tutoriale de make-up foarte faine și foarte realiste ca să putem să le purtăm așa în... M-a registrat acum. O filmam? Da, mai. Da, da. Îmi place foarte mult. Ah, Denisa face vlog de călătorie, de călătorie. Da, 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 da. Cu toată experiența asta de aici, așa că o să vă anunț eventual să mă anunț și pe da, îți dau un link. Ca să vedeți ce am făcut pentru că apar și eu și vedeți așa amplu ce am făcut. Ce s-a mai întâmplat, da. Da, da, da. Acum mergem la Tom Taylor, după aceea la un show, iar apoi mergem la restaurant. Unde nu se putem face poze după cumva, disperăm totuși să facem ceva și apoi mergem la o altă cărciumă. Vreau să vă spun că am machiat-o pe prăjie astăzi și este foarte încântată. Eu sunt foarte fericită când văd că cineva e foarte încântat. Super. I love it! Îmi place la nebunie și vreau să mă învețe să-l fac și eu acasă. Facem, uite mâine dacă vrei. Da. Acum trebuie să vă spunem că o să pornim la cel de-al doilea show, pentru că am mai primit o invitație în ultimul moment, ceea ce mi s-a părut absolut grozav. Mai aveam de luat pe cineva și am zis eu pe prăjit pentru că oricum stăm împreună în aceeași cameră, mergem împreună, ne întoarcem împreună și oricum cred că am dezvoltat și o relație foarte faină aici. E o tipă super, super nice. Și asta este ce vom face. Mergem la Tom Taylor să vedem show-ul. Sincer, s-a ridicat foarte, foarte mult ștacheta, se spune. Gen, avem așteptări foarte mari acum după ce ne-am văzut pe alea de ieri și încep să simt gustul și de ce e așa fain să mergi la show-uri din astea de modă sau, mă rog, ăsta e mai mult street style decât haute couture sau alte din astea, dar foarte, foarte drăguț, ne-a plăcut super mult. Nu știu dacă am cum să vă arăt ținuta mea, pentru că este efectiv, trebuie să pun camera, nu știu, în alt apartament față decât este camera asta de micuță, ca să mă prindeți întreagă. Dar uite, o să încercăm să las camera aici și mă duc mai în spate. Asta era ținuta mea pentru ziua de ieri. De fapt, trebuia să am niște pantaloni albi pe care i-am murdărit. Așa că am schimbat și am luat de ăștia verzi. Mâine nu o să repet o pregătire de pantaloni sau ceva, dar nu e o problemă. Și ăștia sunt niște pantaloni de la Lin sau ceva de genul ăsta, o să încerc să las link-uri în descriere. Asta este o bluză de la Legger, de la Lena Gerger, mi-mi place foarte mult brandul ăla. Și acest cardigan, sau cum să-i spun, kimono, este de la Guido Maria K.
Creșmăr, cred că se citește, dar nu sunt complet sigură. GMK, eu așa îi spun. Și este, v-am zis, era în principiu ținuta pentru ieri, însă m-am gândit, pentru că oricum mergeam la ea, la el la show, însă m-am gândit că dacă aș fi mers cu ținuta asta ieri și astăzi aș fi rămas cu ținuta cu fustă scurtă, probabil că astăzi trebuia să fie mai răcoare aici și m-am gândit că poate dacă las fustă scurtă astăzi o să fie mai frig aici. Așa că am făcut switch între ținute, chiar dacă na, bluza asta era pentru designerul de ieri, dar chiar și așa îmi place foarte mult ținuta și mă bucur super tare că am ales asta, pentru că eram destul de indecisă, nu... Nu eram foarte convinsă că vreau să cumpăr acest kimono, însă mi se pare că arată foarte bine și that's that. Sunt foarte entuziasmată, cred că se vede că de-aia și vorbesc o tonă. O aștept pe prăjit să se încalțe și să mă încalț și să-mi iau jacheta pe mine și să ne pornim la drum. Pupi! Plecat de la show-ul Tom Taylor, care a fost foarte, foarte frumos, mi-a plăcut foarte tare, dar cel mai mult mi-a plăcut ăla de ieri totuși. Și aveam o rezervare mai pe seară la un local, însă între momentul ăsta și momentul de seară mai sunt 2 ore sau puțin sub 2 ore sau pe acolo în tot cazul, așa că ne-am oprit undeva să bem o cafea sau, mă rog, un Hugo, dacă îmi permiteți. Și... eu mi-am luat ceva dulce și look at this, it's so big, o să vă arăt imediat cum arată. Este un waffle, dar eu am crezut că e o chestie atâtica, însă e absolut gigantică, ia uite. Cum se poate să fie atâta de mare? Nu știu, my hand for a reference. Abia aștept să gust și să ne bucurăm așa un pic de vremea asta ursică, dacă se poate spune că ne bucurăm de ea.
Locul în care suntem noi se numește Das Berliner și arată cam așa. Au și o terasă exterioară, însă noi ne-am dorit foarte tare să ne venim în interior pentru că au aceste scaune care păreau comode și sincer noi, nu știu, cred că de la vremea de afară suntem un pic obosite și ne-am dorit să stăm pe ceva foarte comod și casual. Prăjiturica care vine înapoi, prăjiturica, ți-am zis prăjiturica. You are cookie. Așa, și mai încolo nu mai pus bumeret, este doar barul și that's it. Foarte bun acest Hugo, sincer. Cât de curând o să plecăm spre rezervarea noastră de mâncare, căci ni s-a făcut fomiță. Am stat aici frumos, ne-am încărcat bateriile, ne-am făcut vlogurile de TikTok. Practic a fost work session de vreo oră. Am venit iarăși la locul ăsta de lângă noi, de lângă cazarea noastră și uite cât de bine arată acest smoothie bowl, something, something. Arată foarte bine și al prăjiturile. Pe asta cred că l-am văzut ieri la cineva și mi s-a părut foarte mișto. Om trei și om vedea, eu zic că-s bune. Da? Păi hai să facă. Am venit la un loc cu o vedere foarte, foarte, foarte faină. O să mergem și la un muzeu, dar se pare că este închis joia. Și astăzi este joi. Gen. Este efectiv singura zi în care e închis. Dar nu sunt toate, sunt închise. Nu, ăla zic, da, da, nu vine să cred. Am vorbit despre el de duminică, da, dinainte să vin și ți-am și zis, vreau să merg la el. Trebuia și să... ce, foarte, foarte fraiere. Trebuia să... Trebuie să mai venim o dată. Da, dar n-am știut. Chestia este că nici nu ne-am uitat să fi văzut, că ne-am fi organizat. So many shows, you know. Da, noi... Tu, te rog, deci uitați-vă la omul ăsta, you were basically part of the team, adică... Da. Da, fine, stau să vedem ce mâncăm aici, bun. Poți stau pe o bordură și aștept să-mi ziceți. Aștept să-mi ziceți ce să fac. Da, ce să fac, așa am zis. Foarte tare, da. We had a funny conversation. Așteptăm, adică nu așteptăm, vreau să mă uit pe un din ăsta, să-mi pun camera asta în încărcat, să-mi merg și niște ce paiferie și de asta, vedem ce se mai întâmplă. Ok. Can I give you the menu? Yeah, of course. You have marinated prawns on top with the lentil salad and garlic cream. Below, hummus beetroot. Down there, the Nini's house-made falafel with tahina. This is a Korean fried chicken salad with mango aioli and carrot sake vinaigrette. And this is baba ganoush with made of smoked eggplant with harissa. Enjoy so far. Thanks. Ne-a venit mâncarea care e pentru două persoane. Mie mi se pare cam puțin neluș. Cred că trebuie să ne mai luăm ceva pe lângă. Dar arată foarte bine. Păi oricum trebuie să ne mai aducă unul, da. A venit și partea a doua a meniului și după asta cred că o să mai fie ceva dulce. Tot așa vine într-o treabă din asta pe trei etaje. Și mai avem niște cartofi on the side. Arată foarte, foarte bine. Să vedem ce gust are. De fapt, fiecare chestie de aici este un gust diferit. Asta e un gust diferit, asta e un gust diferit, asta e un gust diferit. Și aceea sunt niște cartofi dulci, nimic cu fancy trenzi. Nu știu ce sos e ăsta. Dar e foarte bun. Așa ar trebui să fie ceva cu sweet chili. Ar trebui să fie un pic picant și ăsta, nu știu, vom vedea. Băi, dar sincer, eu nu prea vin în băi să fac poze sau videouri, însă baia asta are ceva special și ia, fiți atente. What a view! Deci mi se pare absolut genius, mă rog, și un caca de porumbel, dar să zicem că nu uităm pe aici. Cum se poate să ai acest view în toaletă? Foarte tare! Foarte tare! Și acum... să ne deplasăm, vă rog, să mai facem niște poze de ceva, ca să mergem apoi la hotel și să încercăm să ne facem poate o parte din bagaj. Tu ești... Aha. Și ce te-a inspirat pentru? Ce te-a inspirat pentru fotografia asta? Era o reclamă pentru țigări. Aha. Aha. Ah, ok. Pe Instagram, paid partnership și... și agenția a vrut să se vadă produsul. Doamne, dar foarte bine te-ai descurcat. Hai să mai vedem alte opere de ale tale. Acel living-ul meu. Așa. Foarte frumos, îmi place parchetul de aici, e făcut foarte bine. Da, l-am dat acum cu ojă. E o ojă nouă, swipe up, maricon, cum zice, ca să drimiți. Pentru oja asta, da, cred că... pentru parchet. Cred că îți trebuie cam multe sticluțe pentru toată. Avem și în casă, thank you.
râde de mine. Ia uite, ia uite. She's like holding something very small. Ei vorbesc română, să știi. Okay. Yeah, but I don't know how to speak Romanian because I'm so international, you know? Am fost la Muzeul de Fotografie, nu? Da. Vrei să ne spui două cuvinte mai multe? Două cuvinte, foarte mișto. Foarte fain. Sau dacă trei cuvinte, trebuie să veniți. Da. Foarte drăguț. A fost, am văzut fotografii începând cu 60 și până în 90, nu? Da. Tipul ăsta a fost, el a condus secțiunea de fotografie de la Vogue din America, nu-i foarte așa? Mult timp și e unul okay. din cei mai tari fotografi din lume. Din punctul meu de vedere, cred că e, eu n-am un preferat, dar ăsta ar putea fi da. Top 1. Pentru că e foarte tare ce a făcut și chiar dacă poate nu știți Helmut Newton numele lui, sigură, pozele cele mai celebre, nu, exact, că am făcut poza la chestia una sau două, poza aia o știe toată lumea, exact. Pentru că practic cu poza aia a făcut el tot ce a făcut, adică poza asta, this one. Sigur o știți, n-aveți cum să nu știți. E o fotografie super cunoscută și multe inclusiv chestii. Cei de la Louboutin au făcut da. Un pantof special pentru el și e pantoful cel mai înalt din lume pe care sigur îl știți cu toții. Am făcut eu o poză da. Care are un top, nu știu, de vreo 20 și știi. Nu știu câte centimetri are. 20 și ăsta? Da, nu poți să mergi pe el, dar, wow, dar poți să stai arată de o bine, poză, trebuie da. Să stai, da. Oricum, foarte, foarte fain tot muzeul. Ne-am făcut și niște fotografii acolo, mi se pare super frumos și aranjat, așa te bagă în niște vibe-uri da. Și de-astea, foarte fain. Și acum încercăm să ne încheiem un pic ultima noastră zi, seara aici. Cu proti. Eu îi zic cu Satana. Mi-a fost atâta de frică, poate îmi dai videoul ăla în care ne-ai filmat pe noi, că cred că se vedea cât de încordat. Erai verde la față, stai că l-am super panică, lasă că o să-l iau de la tine și o să-l pun aici pe ecran ca să-l vadă oamenii cum trebuie. Doar că l-am filmat pe portrait, da. Da, e foarte bine și așa. A fost efectiv prima dată când am mers pe trotinetă ever și deci să se noteze că am avut încredere în prăjiturela, da? Cred că Eugen o să mă ia. Nu cred. Doamne, ce panică! Deci să se noteze că eu nici cu Eugen acasă n-am mers cu trotineta, pentru că mi-a fost foarte frică și când i-am zis a fost gen, cu mine n-ai mers. Și acum tot ce vrem să facem este să mergem la hotel și să ne demachem, cred, și să tragem un pui de somn, pentru că suntem super obosite. Astea 4 zile în Berlin au fost mai mult decât am putut cere, sincer. Aș fi putut să plecați acasă, să vă spun drept, mi-e foarte dor de Eugen. Dar mâine dimineață o să ne împachetăm și o să plecăm și la 3 cred că ajungem în București, abia aștept să-l văd și să mă duc la mine acasă. Dar a fost foarte tare și am cunoscut oameni foarte mișto aici, nu pot să zic altceva de niciunul dintre ei, toți sunt grozavi și sper să păstrez legătura cu cât mai mult pe viitor și sper să se repetăm experiența asta, că a fost super frumoasă. Suntem în aeroport, prieteni, ne deplasăm acasă, finally, cu prăji aici, care își face daily vlog-uri, ce faci? Daily vlog pe TikTok. Bârfești, ceva. Ți-a plăcut pentru să stai cu mine prăji, mai da, mergi? Da, da, mai vreau! Dar după pauză, să mai stăm un pic acasă.